Părinții de pici cu Georgiana. Mamă de pici! Salut! Astăzi îți vorbesc despre dovezile de iubire ale copilului. Pentru cei mici, iubirea ia multe forme, unele mai emoționante ca altele. Iar până să auzi din gura piticului tău primul te iubesc, el îți va declara dragostea în multe moduri, încă din primele luni. Un prim semn de iubire este chiar plânsul, principala formă prin care bebelușul comunică la început. Dacă începe să plângă atunci când ieși din cameră sau când îl dai altcuiva să-l țină în brațe, poți fi sigură că e iubire la mijloc. Poate te ajută gândul acesta data viitoare când începe cel mic să plângă, imediat cum pierde contactul vizual cu tine. Eu una parcă aș prefera uneori mai puține astfel de declarații de iubire, oricât de multă dragoste simt și eu la rândul meu pentru cea mică. Un alt semn de iubire din partea copilului tău sunt privirile lungi, ațintite în ochii tăi. Și tot iubire îți transmite bebelușul atunci când îți zâmbește. De asemenea, gângurelile sunt nu doar amuzante și adorabile, dar și un limbaj codat al emoționantului te iubesc. Multe din sunetele pe care copilul le scoate din momentul primelor gângureli sunt declarații de iubire adresate ție, așa cum sunt și gesturile prin care îți imită comportamentul. Chiar și după ce începe să te pupe, să te îmbrățișeze și să-ți declare că te iubește, copilul va continua să îți arate dragostea în multe alte moduri. Observă cu atenție aceste dovezi de iubire, fii recunoscător pentru ele și, bineînțeles, răspunde-le cu iubire. Pe data viitoare! Părinții de pici cu Georgiana. Mamă de pici!